Bună ziua la toată lumea, sunt reprezentantul Asociației Obștești Renașterea Rurală. Ne ocupăm cu eficiența energetică, mai mult cu promovarea surselor alternative de energie. Luând în considerație multe adresări în adresa noastră, ce ar putea să facă fiecare dintre noi ca să economisească pe parcursul iernii, venim cu o propunere. Majoritatea din noi au geamuri termopane, dar foarte puțin cunosc geamurile termopane. Au reglajul pentru sezonul de vară și sezonul de iarnă. La montarea termopanelor, de obicei, meșterii lasă acest excentric într-o poziție neutră. De obicei așa este. Iar dacă dorim ca să-l trecem la regimul de iarnă, atunci este nevoie cu o șurubelniță. O secundă. Să trecem în felul următor. Vă rog să atrageți atenție. Este o parte mai lungă, da? Adică este un semn așa, da? Pentru specialistul care vă reglează geamurile sau dumneavoastră personal. Aceste excentrice, ele sunt câteva. Adică aici îl avem pe al doilea. La fel, postăm. Și mai avem unul sus. În unele cazuri sunt și partea de sus, vedem aici un fixaj, acolo tot este un excentric, și mai avem unul în partea asta, da? Aici la fel. Toate acestea trebuie să le trecem la regimul de iarnă. De exemplu, acum el este geamul dat, este reglat pentru regimul de vară. Observăm acest excentric care are o parte mai alungită în dreapta, da? De obicei poate să fie menționat cu un punctișor sau cum este în cazul de față. Pentru a vedea, facem un experiment, da? Prindem o foaie. În geam. Și noi vedem că foarte ușor, foaia dată, putem să o extragem de acolo. Acum noi vom trece acest geam la regimul de iarnă și vom vedea că ce s-a schimbat. Aici mai avem. În dependență de producător, aceste excentrice pot să fie mai multe. În cazul de față mai avem 4. 1, 2, 3. Mai avem unul sus, 4, chiar 5 sunt. Repetăm experimentul. Și încercăm să o scoatem. A ieșit foarte greu. În cazul de față, noi nu vom avea scurgeri de căldură, deoarece geamul este foarte bine strâns, foarte bine lipit. Succes!